Începând de astăzi până mâine, ora 6, județul Mehedin se află sub incidența atenționării meteorologice Cod Galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată. În intervalul menționat sunt prognozate averse torențiale frecvente, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. În intervalele scorte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. În situația manifestării vântului puternic, cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi care ar putea fi doborâți. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie, în sprijinul populației afectate. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile pot fi obținute prin accesarea portalului fi sau prin intermediul aplicației DSU care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.